Bună dimineața tuturor! Porția de sănătate de astăzi vine cu informații utile despre beneficiile terapeutice ale strugurilor. Or, suntem în plin sezon de recoltare a viței de vie și putem savura din plin acest fruct. Conținutul dens de nutrienți al strugurilor îi recomandă în orice tip de dietă. De asemenea, strugurii sunt considerați utili în prevenirea și tratarea unui număr important de boli. Cum anume să consumăm corect strugurii ca să avem beneficii din savurarea lor, ne explică medicul nutriționist Sergiu Munteanu. Strugurii este al doilea fruct cel mai cultivat în toată lumea. Pe primul loc sunt portocale și al doilea sunt strugurii. Și anume datorită la toate proprietățile benefice care ele le au. Trebuie să ținem cont când le consumăm că totuși au 70 de kilocalorii la 100 de grame de struguri. Cu mult mai mult decât altele fructe. Dar conțin o sumedenie de fibre, antioxidanți, ca resveratrol, care s-o poate cel mai puternic antioxidant cunoscut în lume, și sâmburii, anume de viță de vie de struguri, conțin și acizi omega-3, care sunt benefici pentru sănătatea vaselor. De ce consumând în stare proaspătă, sucul de struguri, chiar și mustul, aceasta puțin încă când nu are alcool etilic în cantitate foarte mare, noi aducem în organismul un aport foarte mare de vitamine, de minerale și foarte mulți antioxidanți, cum am spus, care este resveratrolul. De aceea consumul la 400-500 de grame de struguri pe zi chiar este recomandabil ca o mâncare aparte și important să le mâncăm cu tot cu coajă. În coajă nume se conține majoritatea substanțelor acestea benefice. Pulpa mai puțin conține. Concentrația lor este mai mică, dar este mai mare în pulpă concentrația nume de zahăruri. De exemplu, în struguri roșii concentrația de antioxidanți resveratrol este mai mare, de câteva ori mai mare, dar în acele albe concentrația de vitamine tot este cu mult puțin mai mare decât între cei de roșii. Totuși, preferabil roșii să consumăm dacă vrem aportul de antioxidanți să fie maximal pentru sete și pentru potolire, pentru energie, putem să le consumăm pe aceste albe. Deoarece în componența glucidică a strugurilor este și fructoza și glucoza, clar că este contraindicat sau limitat consumul la cei care au problemele cu zahăr, cu cei care cu diabet zaharat de tip 2. Deoarece ei totuși măresc zahărul în sânge și este nevoie de monitorizat anume nivelul acesta, de luat niște măsuri dacă crește peste măsură. Dacă câteodată se recomandă ca să numărim foarte mult zahărul în sânge, să consumăm fructele în timpul mâncării principale. Atunci ele se vor absorbi mai încet și nu așa de rapid vor ridica zahărul în sânge. Așadar, beneficiați din plin de darurile toamnei, dragilor. Savurați strugurii acum, când ei abia au fost rupți de pe butuc și sunt plini de nutrienți benefici atât pentru sănătate, cât și pentru frumusețe. Final de rubrică, vă doresc o zi minunată!